Bună dimineața tuturor! E iarnă în București, am fost tentată să rămân acasă, dar nu vreau să ratez cu niciun chip ora de mișcare. Am venit la clinică, Tania mă așteaptă și o să vă invit și pe voi să vedem ce mai putem descoperi în acest loc extraordinar cu oameni faini și profesioniști. Hai! Bună, Tania, a venit? Da, este sus. Etajul 1, nu? Mulțumesc! Fiecare etaj are altă specialitate. Unde e Tania? Ciao! Bine te-am regăsit! Mă duc să mă schimb și începem, da? Bine ați venit! Bine te-am regăsit! Să spuneți cum vă simțiți, cum am revenit după cele 4-5 ședințe pe care le-am făcut săptămânile trecute. Cred că primul lucru bun este că noaptea nu mai doare în zona cervicală. Le puneam și pernă sau fără perne în care impun. Aveam niște întrecături foarte, foarte puternice aici, în zona trecutului. Acum nu le mai am. Este o patru ședințe, în sfârșit, dorm mai bine. Foarte bine și folosiți alternativul loc pe care v-am recomandat-o și este numai aici, în zona asta. Menține o parte fiziologică a zonei cervicale și este foarte bine. Dar recunosc mă de fiecare dată. Deci, mai e și fără ce foarte bine, pentru că mă uiți și la spatele dumneavoastră și începeți deja să aveți o altă postură, ceea ce este bine că începeți să vom continua cu exercițiile pentru partea de tonifiere a masei musculare pe coloana paravertebrală, pentru abdomen și destinderea dinților toracice. Am început săptămâna trecută, au fost exercițiile atât mai ușoare pentru că să pornim de la simplu la confuz, iar pe parcurs ați văzut că noi introducem și alte exerciții ca să poată să vă ajute pe dumneavoastră în funcție de momentul în care vă aflați. Fiți picioarele un pic mai în față, să stați în sprijin pe șezut, coloana rămâne în contact cu spalierul, mâinile sunt bine acolo, chiar și mai sus puteți să le poziționați, unde voi este dumneavoastră mai aici. Bun, perfect. Coloana rămâne în contact cu scara, ridicați un genunchi, vârful de la picior tras pe dumneavoastră și trageți de bărbie în piept. Bun, și revit capul drept. Aici o să adăugăm pe lângă zona toracală, vom adăuga lucrul și zona cervicală, da? Din flexia capului spre înainte, fără să mă grăbesc, 5-6 cu dreptul, 5-6 cu stângul. Mișcările trebuie făcute lente și lucrat pe exact acolo unde trebuie, să simțim mișcarea.